Hai salut oameni, ce faceți? Stand bine, am găsit la un nou episod de Clash Royale. Oameni buni, am niște căcaturi de chesturi de deschis pe care vreau să le deschidem foarte repede. Pentru că, sincer să fiu, nu prea mă interesează chesturile astea. Ce mă interesează pe mine este noul challenge care a apărut, la care am și făcut, dacă puteți vedea, 4 win-uri, mi se pare foarte șmecher. Îți dă pachete random, dar îți dă foarte multe legendare. Îți dă legendare noi, Magic Cursor, Ghost, Royal Ghost. Deci chiar îmi place. Uite, am reușit să fac și asta. 3 mușchetari, dar îmi dă cel mai bine că îmi dă puncte pentru Super Magical Chest-ul, care o să-l am de deschis cât de curând. Foarte bine, haideți să deschidem repede toate ăștia și nu uitați să dați și voi un like la acest video dacă vă place, vreți să mai facem episoade, și nu uitați de asemenea să dați un share în caz că nu avem notificare, să vă anunțați prietenii că suntem, că am postat un videoclip. Hai să cerem și noi rapid de tot, nici nu știu ce să cerem, dacă mă credeți, un Hog Rider cred, da, am cerut la Hog Rider, nu m-am săturat. Hai să vedem dacă reușim să ducem challenge-ul ăsta până în cap. Până acum am jucat pe telefon, v-am zis, eu când mă joc de pe calculator mă joc de obicei mai prost. Deci sper să nu existe o problemă. Avem un pachet bunicel. Avem Battle Remo, avem Bandit, avem Log, avem Tornadă. Cu puțin noroc cred că o să reușim să facem ceva. Vreau să pun ăsta aici. Cred că o să dau drumul la Lidia cei. Super tare, boy! Super tare, prietenul meu, super tare. Dă-i, bine mă, super ca lumea, măi, frate, măi. A băgat ăla acolo, o să dau căcatul deloc să-l opresc pe ăsta. Mă, nu! Bă, ești prost! Bă, ești nebun, ce noroc a avut ăsta, bă, cu căcatul ăla de prins, că a luat dash când trebuia să ia... Ia uite bă și tu căcatul, bă. Trebuie să folosesc Magic Cursor-ul ăla, să văd dacă reușesc să-l folosesc mai bine. Pa, m-a prins, bă, m-a prins. Urâtul m-a prins. Trebuie să folosesc și eu. Bun, foarte bine că a pus gigantul. Foarte bine că a pus gigantul, pentru că am Hunter-ul care îl poate scoate destul de ușor, părerea mea, pe gigant. Ia să vedem. No, frate, băi, frate, are fireball, glumești cu mine. Are fucking fireball, mă, și scoate și Hunter și ăla din prima. Uite, na, despre asta vorbesc, vedeți? Pachete Hunter și plus că mă joc de pe calculator. De pe calculator nu pot să joc la fel de bine ca de pe telefon. Nu știu de ce, nu pot, pur și simplu, nu pot. Acum o ia cu lăbăreli de ăștia. Mamă, dă-i și zep, dă-i și de toate, ești nebun la cap. Ia mă, hai să vedem. De ce n-a dat dash? Da, super, pune căcatul ăla de Hunter. Și acum am peștea 2000 scoate din fucking fireball. Hai. N-ai mă, n-aici. Fireball-ul ăla l-a salvat. Deci fireball-ul ăla a fost pâinea lui. Deci fireball-ul ăla l-a salvat. Vedeți? Un fireball la timpul lui și a făcut tot ce-i trebuia să facă. Aia, sunt mort. Da. Aia, trebuie să mai și pierzi. Oricum a avut un pachet mai bun ca al meu că n-am avut tank, dar a fireball-ul. Deci fireball-ul ăla am scoate Magic Cursor-ul, deci practic deja e foarte bine pentru că scoate Magic Cursor-ul care costă top 4 și mi-a scos în pana mea și ăla și Hunter-ul. N-am avut ce să-i fac, efectiv. Băi frate, deci nu pot să joc de pe calculator. Nu pot! Deci joc atât de prost de pe calculator față de telefon. Ce nu vă imaginați. Uite-te. Cred că asta a fost cea mai bună mișcare, sincer, pe care puteam să fac. Hai, împinge și tu pe ăștia puțin. Ce-ai, bă? Mă, măcar am dat un pic de damage, dar... A folosit aceeași tactică, care am folosit-o și eu contra lui, a dat fireball-ul. Deci să știu care e și el fireball-ul. Bine de știut că amândoi avem Magic Cursor. Da, aici m-am rupt. Nu, încă. Super, am scăpat.
Credeam că mă face praf, dar aparent am scăpat ușor. Hai să vedem dacă reușim să-l batem pe ăsta. I-am dat un pic de damage față de cine a dat el nouă, dar a dat și Magic Arsenal. Una, e bine. Tot ceva damage și ăla. Bun, începe cu lăbărele ăsta acum. Eram sigur că începe cu lăbărele de ăștia. Da, nu știu ce am dat zap. Din nou, frate, din nou. Bine, oricum, a ieșit bine de tot. A ieșit bine, blană bombă. A, nici nu mai e nevoie de Magic Arsenal. Bine, o să dea un pic în turn, da, lasă dea. Ce te-ai căcat atâta pe tine, mă, să mai dai și zep și... Ce nebun, bă. Bă, avem același pachet? Da, mă, avem fix același pachet, mâncate. Fix același pachet avem. Fix același pachet. Nu vine să cred. Boom! Te scot din fireball, prietenul meu. Dă-i, mă. Hai, da, mă, să te văd acum. Crede-mă, mă, durduliu. Mi-o dă. Scap, 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 scap! Bine, mă. Am scăpat. Încă o victorie. Am emoții, mâncați așa, am emoții. Am emoții. Nu mai mi-a arătat degetele. Am avut fix același pachet. Numai că am avut ori mai mult noroc, ori habar n-am. 5 victorii. Ia să... Mamă, nu m-am uitat. Aaa, e pachetul cu P.E.K.K.A. Nu e un pachet rău, că sincer nu prea are... Are... S-ar cel mai probabil să aibă Hunter-ul acum. Dar... Să vedem, să vedem. Sper să n-aibă iar același pachet ca mine. Wow, nu începe cu lăbărel din ăștia, te rog eu frumos. Deci nu începe cu lăbărel din ăștia. Stai să vedeți acum că pleacă pe partea asta cu bulangiu. Nu pleacă. Foarte bine dacă n-ai plecat. Uite bă și tu el. Deci n-am avut ce să-i fac, mă, cazuș. Bun. Bă, da, și-a scos și Electro Wizard și tot. Ia fiți atenți aici. Ce face tata lecturatul. Au, ce păcat. Ah, ce păcat. Boom, bitch, get out the way, bitch, get out the way, bitch, boom, boom. Hai, mă, să te văd. Ah. Las că e bine oricum. Se lasă de-a-n turn. Ce să fiu, l-aș lăsa, că nu știu ce mai pune după aia. Vreau să mă pregătesc să mă apăr. Bine, deci o să dea două, trei, dă, nu, două. Perfect, e bine cu două. Mi-e frică, nu știu ce... A, începe cu deștelas, că pun pe care din spate și eu atunci, dacă tot încep cu lăbările din ăștia. Bă, de ce dă ăsta logul? Deci chiar vrea să mă scoată din log sau ce, că nu înțeleg. Pe bune. A, dacă începuși cu deștea, poți să-ți ia Dio deja. Săracul de el e dus. Deci nici nu mai complic cu tine, crede-mă, că te scot din poison și din ce mai am eu. Deci nu te mai complica. Nu te mai complica să supraviețuiești, că n-ai cum. N-ai cum, te scot din poison. Punk! Nici nu cred că mai încearcă săracul de el. Cred că știe rezultatul final. Wow!
Uite, prietene, nu te mai chinui, te rog eu frumos, nu te mai chinui. Iată, poing, zem. Bă, cred că putea să mă bată dacă se chinuia un pic, dar nu a avut ce a trebuit, sau nu știu. Ok, l-am putut și pe ăsta. Avem 6 victorii? La câte victorii terminam ăsta? Că nici nu știu, ia să vedem. La... Stai așa, la 9. Ok, 3 freeze. Și practic avem 3 meciuri de jucat. Acum să vedem dacă avem noroc să le câștigăm. Bă, pachetul cu Inferno Tower-ul, sincer, mi se pare genial. Adică, bă, ce pana mea are, bă! Dă-i drumul de aici. Aoleu! Da, super. Am Belicarasu. Mamă, am Belicarasu, băieți. Am Belicarasu, da. M-a prins pe un atac atât de scârbos. Bă, miner prost! M-a prins, mă? M-a prins. M-a prins pe un atac bun. Ce să-i fac? Nu măcar să omor zepisurile ăștia nenorocite. Dă-i încă una. Nu m-a dat, bă! Urâtule! Ia să vedem. Face ceva banditul. Nu vreau să mai trimit ceva pentru că... Da, super. Las că și ăsta e scârbos. Uite, și acum o să pună căcații a doi. Sau nu o să mai pună pentru că i-am pus Inferno-ul. Ce? După ce îi se sparge scutul la Milog? Bă, cred că s-a schimbat când era așa înainte. Păi ești nebun? Aoleo, Hunter! Madre mia! Ăsta e obișnuit cu cărțile, mă. E obișnuit cu cărțile ăștia care le are. Eu... Și sigur le folosește destul de des băiatul ăsta. Oricum are pe cărți mai bune ca mine. Pe ce căcat am, uite, are Dark Prince-ul ăla, mă, care e forță mondială, pișeam aș pe el. Da, sunt dus. Nu cred că am șansă, n-am cu ce să-i dau. Chiar n-am cu ce. Iată. De ce nu dai dash, bandit nenorocit? Credeți-mă că nu știu ce să fac. A, se apără, super. Sau? A, nu, se apără, băiatul. Nici o treabă. Dacă eram puțin atent din prima, puteam să fac ceva. Da, oricum n-am nicio șansă. Da. Dacă eram puțin atent din prima, poate reușeam să fac ceva. M-a bătut, asta e. Nu cred că ajungem la maxim. Nu mi-a plăcut combo-ul care l-aveam pe pachet, adică chiar nu aveam un combo în afară de... Aveam minerul, frate, nu-mi place minerul în challenger-urile ăștia, nu-mi place deloc minerul. N-ai la ce să-l folosești, deci n-ai la ce să-l folosești, efectiv. Să-l trimiți în față, să-ți dea o leacă în turn. Și Battle Ram-ul e... Pa, e mană cerească aici, mâncați, ești mană. Battle Ram-ul. Ia să vedem ăsta ce pachet mai are. Zepisuri. Pana mea, hai să vedem ce... Ce o fi și cu ăștia. Deși mai mult ca sigur, parcă văd că-mi dă un Battle Ram pe undeva, pe aici sigur mi-l dă. Aha. Super. N-a făcut nimic, bă, da. Aha. Ce fac eu ăsta acum? Bă, eu acum am un combo pe care pot să plec pe atac pentru că fraierul nu cred că mai are cu ce. Da, se prea poate nici o să n-am cu ce. Bine, mă, bine, mă.
Bine. Bine. L-am prins. Hai. Bă, îmi place Magic Cursor-ul ăsta. Îmi place, dar mi se pare slab uneori. Atât de slab mi se pare. Hai să începem cu Hunter-ul de aici. Deși nu-mi văd încă o modalitate de combo. De fapt, văd una, dar... mi-e cam frică să o folosesc acum. Bine, mă! Bine, mă, băieții! Ah! Bine, oricum e bine. Hai mă, că scăpai. Trebuie să-i scot cumva turnul ăla și nu știu cum. Mă bate. Mă bate, frate, mă bate. Că a avut... are combo, frate, cu golemul ăla nenorocit. Iar eu nu-l am. Nu am golemul ăla, frate, care e prea bun în combinație cu Battle Ram-ul. Și mie nu mi l-a dat. Deci n-aveam ce să-i fac, frate, n-aveam cu ce să dau în el. Am pierdut. Păi te fac comparație între pachete în pana mea. În primul rând a pus ăsta, ăsta e forță mondială, ești nebun. Plus golemul ăsta de căcat. Deci eu n-aveam niciun tank, niciunul. Deci eu n-aveam ce să pun în față să tancheze. El avea și pe ăsta și pe ăsta. Ăsta cu pana mea cu 1030 viață și plus puluscut și căcatul ăsta cu încă 1040 viață. Eu n-aveam niciun tank, frate. Cel mai mare tank al meu cred că era ăsta cu 750 viață. Nasul ăla e. Când îți dă pachete de ăștia, te caci pe ele. Fraților, cam atât cu acest episod. N-am reușit să câștig. Băga mea și ușor. Hai să vedem ce ne dă totuși de aici. Bă, mi-a dat noua carte. Ești nebun? Căcatul ăla de... cum se numește? Ăla de se rostogolește. Unde e, mă? Unde e, mă? Unde e, mă? Bidonul ăla cu barbar. Costa 3, parcă. Pe ce ar trebui să fie? Păi, a, uite-l, mă. Barbarian barrel. Nu înțeleg de ce scrie crown damage, pentru că el n-ajunge la turn. Adică... oricum e bunicel, adică e epică, dă damage 180, adică cred că la un nivel decent dă aproape cât logul de 2, ceea ce e bine că îți mai rămâne și un barbar de la de căcat. Acum, Ana, depinde cum vrei să-l folosești. Mai mult cam atât cu acest episod, noi ne vedem data viitoare, pa, pa!